Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Confesiuni Academice. Invitatul meu din această seară este domnul Aurel Octavian Berea, economist, profesor universitar, expert în probleme financiare și de prețuri. Bună seara, domnul profesor, bine ați venit! Bine v-am găsit! Aș vrea să continui puțin cu prezentarea dumneavoastră. Sunt doctor în științe economice, cu teza de doctorat căi de perfecționare a sistemului prețurilor în România. Cadru didactic, sunt profesor universitar la Universitatea Ecologică din București în 1993 și încă alte câteva atribute. Inspector general al Ministerului Finanțelor, director al Acțiunii Financiare Externe, Direcția Valutară, 71-76, șef sector, cercetător științific principal, gradul 2, 77-89, director, cercetător științific principal, gradul 1, 1990 până în 2006, la Institutul de Finanțe, Prețuri și Probleme Valutare, secretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor, 1990-1992, director general în Ministerul Finanțelor, 1993-1996, director și consilier la Banca Comercială Română, 1996-2002. Publicații peste 250 de studii și lucrări științifice în domeniul finanțelor, macroeconomiei, rațiuni financiare internaționale. Domnule profesor, dacă am omis ceva, vă rog să completați. Așa cum am convenit, tot e o convenție. Subiectul emisiunii de astăzi îl reprezint și vă rog să mă ajutați domnul academician Iulian Văcărel, care este prahovean și din motive obiective nu a putut fi prezent, adăugând și faptul că pe 15 noiembrie anul acesta, 2011, domnia sa împlinește 83 de ani. Dacă vreți să mai adăugați ceva despre personalitatea dumneavoastră, bine ați venit la Ploiești, bine ați venit în studioul nostru. Avem o sarcină grea, în 50 de minute, să putem sintetiza viața unui om. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitația amabilă făcută. În legătură cu activitatea mea, aș dori să spun că am fost și adjunct al Ministrului de Finanțe și totodată am condus o parte a delegației române care a participat la lucrările de aderare la Fondul Monetar Internațional și am fost acolo ca reprezentant al Ministerului Finanțelor din România după expirarea perioadei de urmare a unui curs de politici financiare pe care s-a ținut la Fondul Monetar Internațional. Am rămas acolo un an să lucrez din partea reprezentant din partea Ministerului Finanțelor, ca ei au zis special appointee, deci delegat special din partea Ministerului Finanțelor. Pe domnul academician despre care dorim să vorbim acum, l-am cunoscut într-o triplă calitate, atât de student al dânsului, de asistent al dânsului și de colaborator pe linie de în cadrul unor activități de cercetare și de scrierea unor materiale, în calitate de coleg la catedră și după 89, în perioada de formulare a strategiei noi a Guvernului României. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult și nu doresc să ascundem telespectatorilor noștri că am discutat foarte mult cu domnul academician Iulian Văcărel și v-a recomandat cu toată căldura. Sper că amândoi să nu înșelăm încrederea. Da, vă mulțumesc pentru această precizare și țin să explic cât mai mult din personalitatea domnului academician. Sigur, în măsura posibilităților mele. Vă mulțumesc. Pentru început, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să prezint pe scurt, foarte pe scurt, personalitatea domnului academician Iulian Văcărel. Am spus prahovean, născut la Vălenii de Munte.
membru corespondent al Academiei Române în anul 1993, membru titular al Academiei Române în anul 1994, membru corespondent al Academiei de Științe Sociale și Politice 1974-1990, membru de onoare al Societății Române de Statistică 2002, profesor universitar ASE București 1969-1999, doctor honoris causa conferit numai de Universitatea de Vest Timișoara 2003, doctor în economie, Institutul de Stat din Moscova 1954 și conducător de doctorat Finanțe, Credit, Circulație Bănească și Asigurări din 1965, acestea sunt specializările. Prim adjunct al Ministrului Finanțelor 1970-1978. 9 ani, perioada 1978-1987, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Belgia și Luxemburg, reprezentant al României pe lângă Comunitatea Economică Europeană. 7 premii pentru cărți editate. E vorba de, am să evidențiez numai premiul Peste Aurelian al Academiei Române 1976 pentru cartea, pentru lucrarea Finanțele Republicii Socialiste România, apărut în anul 1974, lectura științifică și pedagogică. De asemenea, foarte multe premii și diplome și aș ruga regia folderul 3, premii și diplome, ca să nu le mai enumăr eu. Iată deja câteva premii, da? Virgil Magiar. Vă rog să derulați imaginea, o diplomă de onoare. Am selectat numai câteva. Domnul academician a publicat. Este bună uneori o contabilitate, pentru că aceste cifre rămân. 16 cărți de autor pe teme de finanță, cu autor și colaborator la alte 32 de titluri și volume, dintre care unele în străinătate. 4 cursuri universitare ca unic autor. 35 de participări în calitate de coautor la elaborarea de cărți, studii și cursuri universitare. Dimensionat cursul de finanțe publice, publicat în Universitatea de Acte Pedagogice, a cunoscut 6 ediții. 92 mi-am notat eu, 99, 2001, 2003, 2006, 2007, ceea ce nu este puțin. Peste 70 de participări la manifestări științifice naționale și internaționale de prestigiu, unde a expus în mod temeinic poziția României în probleme financiare contemporane de intensă actualitate. Am omis ceva, domnule profesor Aurel Berea? Nu, totuși aș vrea să mă refer la câteva din principalele lucrări. Cu siguranță vom reveni, da? Dar puteți să o faceți și acum. Nu este nicio problemă. Da, deci aș spune așa, lucrarea de la Moscova pentru acordarea titlului de doctor a fost Finanțele Industriei Grele în Republica Populară Română. După aceea, alte lucrări de valoare în 63 au fost Problemele Teoriei Finanțelor, în 68 Tendințe în Evoluția Postbelică a Finanțelor Publice, în 74 Finanțele RSR, de asemenea în 76 Finanțele și Cerințele Dezvoltării Agriculturii pe plan mondial. Apoi menționez numeroase studii individuale în periodice de specialitate care au fost într-un număr mare. E bine că ați intervenit acum, întrucât pregătind această emisiune, discutând peste 2 ore cu domnul academician, a ținut în mod deosebit să subliniem, să bolduim această activitate de cercetare științifică, de publicistică, la care a ținut în mod deosebit. Atât ca autor unic, coautor și nu doar atât. Mulțumesc! Vom mai reveni asupra acestui subiect. Aș vrea să urmărim împreună câteva ipostaze ale celui care este domnul academician Iulian Văcără. Apelez din nou la regie, folderul 2, ipostaz. Vom vedea câteva fotografii. Ia. O primă fotografie, domnul academician Iulian Văcără, la masa de lucru, în biroul dânsului, la 67 de ani. Să mă urmărim, opost. Domnul Iulian Văcără, la 80 la 75 de ani, se afla la Timișoara pentru a primi honoris causa de la Universitatea de Vest din Timișoara. Și de asemenea, iată-l pe domnul
academician Iulian Văcărer. Aici bănesc că este o imagine pe care o cunoașteți foarte bine. În aula Academiei, deci la 80 de ani. Cu ce ocazie, domnule profesor? Cu ocazia aniversării zilei de naștere, ziua de, a 80-a aniversare de la ziua de naștere a domnului. S-a făcut o manifestare de prestigiu în cadrul Academiei Române și a fost menționată activitatea deosebit de prolifică pe care a desfășurat-o domnul academician. Dânsul participă de altfel frecvent la activitatea comisiilor de lucru din cadrul Academiei, la activitatea de scrieri care se desfășoară pe linie academică și de asemenea de îndrumare a unor unități pe care le coordonează Academia. De exemplu, Institutul Național de Cercetări INCE, de cercetări economice, care a fost îndrumat cu multă competență și sârg și dragoste de către domnul academician. Să rămânem puțin în aula Academiei. Ați fost prezent în aula, Prezent. Și rog regia să urmărim câteva luări de cuvânt reprezentative. Iată domnul Mugur, academician Mugur Isărescu. A ridicat în mod deosebit profesionalismul, rigoarea academică, științifică, siguranța și, în final, spun. Cu toate că nu l-am avut profesor pe domnul academician Iulian Văcărel, i-am simțit prezența. Un profesor influențează, chiar dacă nu l-a ascultat niciodată de la catedră, influențează prin scrieri, prin simbol, prin puterea faptelor. Să urmărim cealaltă imagine. Domnul academician Tudorel Postolache, care menționează în discursul său. Aș vrea să pun o întrebare deschisă legat de modelul Văcărel. Și această întrebare aș enunța-o în cuvintele lui Blaga, Lucian Blaga. Destinul spiritelor creatoare este să profite de legile destinului ca de libertăți. Este adevărat? Da, sigur. În toată activitatea asta pe care o evocăm acum, respectiv personalitatea domnului academician, el a dat dovadă de o permanentă urmărire a căilor de acces înainte, a căilor de emulație și a căilor de a-și dezvolta și perfecționa personalitatea. Menționez în acest scop aserțiunea pe care o face un celebru om de știință, domnul profesor universitar dr. Gheorghiu Alexandru, care spune, fiind coleg de generație cu domnul academician, singurul din generația noastră care a atins Everestul științei a fost domnul academician Iulian Văcărel, care este o consacrare a activității deosebite de cunoaștere și de încadrare în legile destinului pe care le-a urmat așa cu rigurozitate și s-a încadrat în ele în cele mai bune condiții. Să urmărim o parte din cuvântul domnului Emilian Dobrescu, academician Emilian Dobrescu, la fel de sintetic, iată ce spune domnia sa. De numele lui Iulian Văcărel se leagă sintetizarea conceptuală a experienței financiare a României în trei faze istorice esențial diferite. Trecerea de la capitalismul antebelic la socialism, regimul socialist propriu-zis, tranziția de la economia planificată centralizată la mecanismele de piață. Tot domnia sa a studiat cu remarcabilă acuratețe profesională sistemele fiscal-bugetare occidentale, îndeoseb cele din piața comună și apoi din Uniunea Europeană. Această deschidere a contribuit substanțial la schițarea corectă a strategiilor dezvoltării noastre după 1989. Mai puteți adăuga ceva sau este suficient? Aici doresc să adaug că după 1989 domnul academician a fost antrenat în toate discuțiile la nivel național, la nivelul guvernului și a organismelor de conducere din România pentru stabilirea strategiei. Și aș menționa în acest sens faptul că a participat la lucrările privind noua strategie a României pe care le-a coordonat domnul academician Postolache și de asemenea
la lucrările pe care le-a coordonat domnul academician, profesor universitar, doctor Emu Guristărescu, în timpul acela fiind și premier al României. Domnul Aurel Iancu, domnul academician Aurel Iancu, da? Iată ce menționează. A reușit să-și formeze o părere despre diferite laturi în toată viața domnului academician, ale personalității academicianului Ghirean Văcărel. Se referă la latura umană, la latura profesională. Am să bolzuiesc câteva elemente din latura profesională. Apreciat în mod deosebit trei categorii de activități. Cea didactică, cea practică în domeniul finanțelor și cea de cercetare. Și am să mă opresc din toate aceste comemorări la o afirmație a domnului Gheorghe Dolgu. Iată ce spune domnia sa. În două rânduri, domnul academician Iulian Văcărea mi-a fost contracandidat la obținerea postului de rector al ASE. Pentru mine, contracandidatură. Pentru că așa cum mi-a făcut plăcere să o reamintesc de multe ori de la tribuna aulei, în care am păstorit această minunată, este vorba de aula ASE, Iulian Văcărel, rector al disciplinei de finanțe publice, a fost și este unul dintre cei mai străluciți dascăl pe care ASE-ul, școala românească, i-a avut în perioada postbelică, un dascăl dublat de un cercetător, un om de reflexie dublat de un om de acțiune. Ne-am amintit cu plăcere, dar, domnule profesor, și dumneavoastră ați luat cuvântul și l-ați caracterizat pe omul de știință Iulian Văcărel ca fiind un ilustru maestru al condeiului. Vă mai amintiți? Da, am luat și eu cuvântul și m-am referit la unele aspecte. În primul rând am început cu faptul că dânsul este vestit pentru că a creat o școală românească de finanțe. Aceasta înseamnă că a avut un har deosebit, un har pe linie spirituală. A fost și harnic. A fost și harnic, dar a avut și harul, talentul care i-a dat această posibilitate. Școala asta, referit atât la activitatea didactică, de cercetare, de doctorat, faptul că dânsul a putut în permanență să atragă un mare număr de discipoli, de colaboratori în întreaga sa activitate. Pentru aceasta au servit și calitățile sale de calm, argumentat, explicit, exigent, distins, cu o ținută academică vădită. Eu m-am referit și la unele laturi ale operei dânsului, în primul rând subliniind vastitatea, problematica complexă a operei, baza documentară deosebită care a stat la fundamentarea acestei operi, apoi orizontul larg al cercetării și faptul că dânsul a găsit noi concepte pentru unele domenii, cum ar fi atât în domeniul care ne referim de finanțe publice, cât și în domeniul asigurărilor, care este o altă latură mult cercetată de domnul academician, și pentru aceasta a publicat în dicționare de specialitate și în dicționarul enciclopedic. Opera asta se distinge și prin calitatea înaltă și, cum ați menționat și dumneavoastră, domnule prorector, prin strategia națională la care a participat după 1989. Am mai remarcat evoluția calitativă în timp a operei prin faptul că aceasta s-a distins prin sinteze deosebit de amănunțite și profunde ca conținut, precum și faptul că a început să publice în tot mai intens pe plan internațional, să fie apreciat și chemat la reuniuni internaționale și apreciat de forurile internaționale. În final, aș trage o concluzie care se distinge din modul cum a creionat domnul academician întreaga sa operă. Aceasta a fost creionată pe baza concepțiilor și credinței proprii în ceea ce scria. El a fost permanent în luptă și a mers pe linia de a nu accepta încercări de a influența scrierile. Aceste influențe venind din punct de vedere politic, administrativ sau ierarhic. A avut și de suferit.
a avut și de suferit pentru aceasta. Chiar v-aș putea menționa că mutarea dânsului, când era prima juntă al ministrului la Ministerul Finanțelor, mutarea sa în diplomație, a fost tocmai ca urmare a faptului că dânsul a avut o poziție proprie și fundamentată doar pe fenomene analizate și cercetate de dânsul și nu a acceptat ideile celor care încercau să-i impună un alt curs al activității sale. Da, a fost o plenară CC deosebit de furtunoasă și am remarcat modul elegant în care ați exprimat această avansare. Deci acesta a fost această mutare în diplomație pentru noi. Dar o vom reveni. V-aș ruga să trecem la un capitol emoțional. Amintiri din copilărie. Din copilăria domnului academician. Eu mi-am notat, pregătindu-mă pentru această emisiune, următoarele elemente. Deci domnul Iulian Văcărel a venit pe lume la 15 noiembrie 1928, tocmai de lăsata stecului pentru postul Crăciun. Este fiul lui Nicolae și al Ioanei, care au avut 6 copii, 4 băieți și 2 fete. Citez din memoriile, din confesiunile domnului Iulian Văcără. Părinții mei, cu forțele lor modeste, cu sacrificii nemăsurate, m-au ajutat să parcurg lungul drum al devenirii și să fiu ceea ce sunt. Rog regia folderul 4, familie. Iată, avem aici două imagini cu părinții la Vălenii de Munte, deci s-a născut la Vălenii de Munte. Mai avem încă o imagine. Da? Tot la Vălenii de Munte, dar la o vârstă mult mai avansată. Urmează o imagine dragă domnului academician, este vorba de soția domnului academician, doamna profesoară, Văcărel, pe care ați cunoscut-o. Da. Ce ne puteți spune? Doamna profesoară Jeana Văcărel, țin să arăt că a fost o personalitate care a trăit alături de domnul academician și i-a asigurat liniște sufletească în permanență, i-a asigurat drumul spre a ataca noi orizonturi de cercetare, a dat dovadă de încredere și un devotament total în întreaga activitate și, totodată, se remarcă prin profunda spiritualitate a doamnei Jeana. Acorda un mare rol divinității și acțiunii spirituale din lumea noastră. Toate aceste atribute au constituit un mare avantaj și în perioada diplomației, pentru că Sfiștii Apostolii, vom vedea noi, prevedea foarte multe acțiuni pe care dânsa le-a realizat cu multă lejeritate. Mai avem încă un membru al familiei. Dacă greșesc, vă rog să-mi spuneți. Rog, ultima imagine din acest folder, din familie. Vă mai amintiți sau l-ați cunoscut pe Wolfi? Acesta este Wolfi. Face parte din familie, greșesc eu? Face parte din familie, era devotat și totdeauna când mergeam să lucrăm anumite texte la domnul academician acasă, îl găseam și era participant activ, stând la un metru, doi distanță de masa de lucru, rezervat, atent la ce discutam și parcă insuflându-ne o energie pozitivă în tot timpul discuțiilor noastre. Cea mai mare durere pe care ce-o poate oferi un câine este atunci când el moare. Da. El a dispărut. El a dispărut și aceasta i-a produs mare durere domnului academician. Eu m-am oferit să-i caut un alt câine să-i înlocuiesc această durere, dar a zis că nu își mai poate permite să aibă un alt înlocuitor pentru Wolfi, care l-a considerat membru al familiei și cu toate drepturile care îi revin în această poziție a sa. Vizitându-l pe domnul academician,
este o mare plăcere. Fără să-l necăjesc, fără să-l supăr, i-am amintit de Wolfi. Cred că, dar nu am dorit, i-am smuls o lacrimă cu nostalgie. A vorbit puțin despre Wolfi, dar mi-a mărturisit că, într-adevăr, poate fi considerat un membru al familiei. Iată și explicația pentru care eu l-am introdus în familie. Aveți iubiți câinii, domnule profesor? Da, sigur. Nu câinii vagabonzi, sau și câinii vagabonzi? Și câinii vagabonzi, în general, da? În general, animalele iubesc. Noi am avut înainte, în familia noastră, doi iepurași. Unul Victor și acesta s-a prăpădit din nefericire și după aceea am luat un alt iepuraș, știți? Și acum avem un cățeluș care ne umple sufletul de multă bucurie. Teo. Da. Teo, așa s-a chemat și ultimul iepuraș, Teo se cheamă și acest cățeluș. Am păstrat numele... Ți-ați conservat? Da, și am păstrat numele. Dar nepoțica noastră a vrut să ne facă o bucurie într-una din zile și ne-a făcut o poză a casei și, spre surprinderea noastră, un iepuraș era deasupra casei. Și atunci l-am întrebat, dar ce caută acest iepuraș deasupra? Și ne-a spus că e Teo, care s-a prăpădit și ne veghează din ceruri pentru a asigura cele bune pentru familie. Sigur, trebuie să spunem telespectatorilor noștri că dumneavoastră aveți multiple preocupări, ați scris foarte multe cărți, sacru și profanul, de asemenea armonia universală, dar despre ele vom vorbi într-o emisiune dedicată. Domnule profesor Aurel Berea, la numai un an de la nașterea domnului academician a început cea mai severă criză economică, pe care domnul Văcărel o evocă nu fără mult umor. Citez: momentul venirii mele pe lume nu a fost unul de bun augur. Cum comentați acest citat? Această afirmație a domnului academician o interpretez cam în felul următor. Dânsul, după nașterea sa, s-a lovit permanent de foarte multe greutăți în activitatea de studiu pe care a desfășurat-o și în activitatea chiar de întreținere zilnică. În acest sens menționez că familia sa a avut greutăți. Tatăl său, absolvent al școlii de arte și meserii, a avut la început un atelier de fierărie, dar după aceea, tocmai datorită greutăților din țară, datorită contextului acesta greu, a început în 1929-33 criza mare, taică-sul a trebuit să dedice mai mult agriculturii și transporturile cărușii care o făcea pentru a asigura întreținerea familiei. Apoi, tot așa și mama sa, care sigur în principal avea preocupări casnice, dar în perioada grea a trebuit să preia de la tatăl dânsului activitățile acestea, participa la activitățile agricole și chiar pe linie de cărăușie să-l ajute pe tatăl. Deci erau clipe foarte grele. Urma rigorile celui de-al doilea război mondial, cu tremurul. Tot așa, urmare cu tremurului și a situației grele din războiul mondial, tânărul Iulian Văcărel a trebuit să îndure foarte multe greutăți la școală. El ne povestește niște amintiri din perioada când a activat la gimnaziu comercial din Vălenii de Munte, perioada 39-43, și perioada din 43-47, când a fost la liceul comercial din Ploiești, la Spiru Hare. Ne menționează în acest sens dascălii pe care a avut pe Gheorghe Mâneru ca mentor, pe Gheorghe Dumitrescu, pe doamna Brun și mai ales se refere la profesorul de istorie drag lui, la Nicolae Simache.
A fost și director internatului când a debutat, când a venit în Ploiești. Da. Acum, el arată numeroate aspecte grele din perioada de la gimnaziu și din perioada de la liceu, când trebuia cu greu să-și procure îmbrăcămintea, după aceea să facă cu greu față unui drum de numai 30 de kilometri, dar de care, pe care traseu de foarte multe ori locomotiva se defecta și până să fie înlocuită, de multe ori copiii veneau pe jos acasă, asta la plecarea din Ploiești, și alte aspecte destul de tragice, destul de grele din această perioadă, care l-au marcat pe total. Sunt toate aceste elemente foarte bine narate de dumneavoastră, sunt descrise într-un mod cu totul, cu totul deosebit în aceste confesiuni. Domnule profesor, așa cum ați menționat, la 10 ani a trebuit să aleagă între școala de cântăreți bisericești, gimnaziul industrial, gimnaziul comercial. Are destule motive, să citeți puțin cu anumită motivație. Când mi-a venit rândul să aleg școala la care vreau să mă înscriu, nu aveam prea multe alternative, mărturisește domnia sa. În orășelul nostru, e vorba de Vărinii de Munte, existau 3 școli mari și late, pe care le-am menționat. Gimnaziul industrial, școala de cântăreți bisericești, nu mi se potrivea, deoarece nu aveam voce, nici ureche muzicală și nici chemare. Are o povestire foarte interesantă, l-a marcat acest lucru. Gimnaziul industrial era foarte bună alegere pentru copiii bine dezvoltați fizic și cu aptitudini pentru tehnică, deoarece acestora le asigura însucirea unei meserii adevărată brățară de aur. Eu însă eram firav, iar despre oarecare îndemânare pentru lucrurile tehnice nici nu putea fi vorba. Mai rămânea gimnaziul comercial, la care nu se cereau nici condiție fizică și nici aptitudini speciale. La Ploiești, oferta de școli pentru absolvenții ciclului primar era mult mai generoasă, dar nu pentru mine, care nu mi-aș fi putut plăti gazda din lipsa banii. În aceste condiții, mi-am valorificat unica soluție care îmi rămăsese. M-am înscris la gimnaziu comercial. Vreau să vă adresez o întrebare, ținând cont de profesorile dumneavoastră. Domnule profesor, credeți că modul cum și-a ales calea ține de ceea ce am putea numi destin? Sigur, aș putea spune că a intervenit și destinul. Și acest aspect... Lăsând educația de acasă, educația. Lăsând educația de acasă. Acest aspect îl consider foarte relevant dacă ne gândim la modul cum a ajuns la facultate. Deci, el a mers la facultate prin concurs, se gândea să urmeze economia generală sau să urmeze planificare, secția industrială, dar datorită faptului că repartizarea s-a făcut în funcție de notele, care erau note mari pe care le-a avut domnul academician, a terminat liceul cu 9, a fost primul cu note foarte mari, datorită notelor cu care a venit la facultate, a fost repartizat la finanțe. Deci destinul lui începe în legătură cu această intrare la finanțe, deși el a solicitat altceva. Dar, analizând condițiile în care a ajuns la finanțe, s-a declarat mulțumit și a considerat că poate destinul îi rezervă să joace aici o carte mult mai importantă decât putea la celelalte facultăți la care optase inițial, ar fi optat inițial. Deci nu a forțat. O întâmplare, o confesiune, suntem să ne uităm la confesiunea academică. Domnul academician își amintește de părintele Voiculescu, profesor de muzică, e vorba de primul an de gimnaziu, care spre hazul clasei a avut impresia că, citesc, în loc să cânt, e vorba de domnul academician, și să bat măsura, eu am bătut tarapanau. Deci justifică această stare, domnul academician, eu nu aveam nicio vină că eu nu fusesem înzestrat cu o voce. Aveam o voce de 3 parale. A suferit. Și în conversația pe care am avut-o la dânsul, acolo, în casa de lângă Zabacian, în București, forțând totuși, sta forțând o întrebare, apropo de muzică, subliniind, evidențiind, calitățile muzicale ale soției, care a învățat singură la pian, totuși, în final, mi-a mărturisit. Mie îmi place
balad. Vă propun, domnule profesor, să ascultăm împreună Rog regia folderul 5 balada, un fragment din balada, să auzim cum cânta la Stupca Ovioară. Ciprian Porumbescu. Consider că este foarte sugestiv acest pasaj pe care l-ați reprodus dumneavoastră și aș menționa aici două aspecte. În primul rând, faptul că tânărul Iulian Văcărel reușea din acea perioadă fragedă să-și analizeze critic dotările și să recunoască că din punct de vedere muzical nu avea această dotare și totodată probabil un al doilea aspect este căutarea în timp care s-a materializat prin afecțiunea și găsirea doamnei Jeana Văcărel, care a avut acest talent și care era talentată pentru muzică și cânta la pian. Și mie mi-a plăcut fair play-ul cu care a recunoscut și cred că urmărind emisiunea, balada ea produce emoții puternice și mi-a menținut promisiunea. Un moment foarte important pentru domnul academician, foarte bine descris în confesiuni, dar pe care mi l-a prezentat în detaliu, îl reprezintă fabrica de lucrul la fabrica de conserve alimentare din Vălenii de Munte. A fost angajat în clasa 4-a de gimnaziu, în 1942, ca salariat și a lucrat acolo până la absolvirea facultății, iunie 1950. Iată ce mărturisește domnia asta. Aceasta a fost, se pare, prima acțiune care mă orienta spre genul de activitate de care urma să mă apropii în anii de liceu și de facultate.
puteți comenta această mărturisire, această confesiune a domniei sale? Sigur, și din alte confesiuni care le mai face pe parcurs, rezultă că această practică pe care a făcut-o, că putem să o considerăm și o activitate atât de cercetare în continuare pe anumite ramuri ale cunoașterii, cât totodată și o practică. Aceasta l-a îndrumat spre unele aspecte, aspecte concrete, cum ar fi cele de analiză a unor rapoarte sau documente financiar-contabile, înclinația chiar spre contabilitate, apoi calcule, aici sunt primele calcule care le face și determinări legate de stabilirea exercițiului financiar, a profitului și a altor aspecte importante, care i-au fost de real folos atât la facultate, cât și ulterior în activitatea pe care o desfășoară la Ministerul Finanțelor, nefiind un cetățean venit doar cu un bagaj teoretic, ci având și o practică din perioada copilăriei pe care o dobândise foarte serios. Facultatea și doctoratul, o altă etapă importantă în viața domniei sale, i-au dezvăluit, citesc, orizonturi nebănuite. Aș vrea să urmărim două imagini, rog regia folderul 7 din facultate, avem două poze. Iată, un prim coleg în primul an de facultate și mai avem încă o imagine, așa cum se obișnuiește la absolvirea facultății. Mai rog următoarea imagine din același folder. Deci, rog regia următoarea imagine. Iată și o imagine de grup ca absolvent al facultății de finanțe și credit din București, unde la fel am înțeles că a terminat într-un mod meritoriu. Doctoratul, perioada 1950-1954, dacă nu greșesc, da? Da, da. Și l-a efectuat la Moscova. Deși la terminarea facultății putea să opteze și a avut foarte multe solicitări. Da. Odată la fabrica de conserve din Văleni, mi-amintesc că chiar la o contabil șef la o fabrică similară, omologă, da. Din țara din Pitești, da? Dar, fiind o comisie guvernamentală, s-a hotărât să-și continue studiile de doctorat la Leningrad și Rostov-pe-Don. Avem două imagini și de aici, vă rog, folderul 8, doctorat. Am să comit o indiscreție. Urmează o imagine tot de grup. Iată, la Leningrad. Ați fost la Leningrad, domnule profesor? Nu, doar soția și copiii au fost. Da. Nu vreau să dau sfaturi, dar dacă aveți ocazia, este bine să vedeți un St. Petersburg, atât din punct de vedere turistic, cât și cultural. Și mai avem încă o imagine de la doctorat și vom comenta. Iată, cu profesorul conducător, un academician extraordinar de exigent, dar domnul profesor Văcărel în dreapta, da? Îl regăsim cu mustață. Acum nu mai poartă mustață. Nu. Dar unii câștigă la mustață, alții pierd la mustață, da? Totuși e greu să spui când câștigi și când pierzi. Deci acest doctorat s-a vorbit foarte mult. El a fost bine materializat. Ați menționat și dumneavoastră într-o teză de doctorat finanțarea industriei grele în Republica Populară Română. Rezumatul tezei de doctorat s-a distribuit tuturor universităților din România și din Uniunea Sovietică. Aș vrea să mai adaug un lucru de amănunt. Examenul de stat, un moment foarte important pe care a trecut cu brio. Comisia a fost prezidată de un rector al Institutul pentru Studii din București. Este vorba de domnul Sergiu Rașeev. Dumnezeu să-l odihnească, peste puțin timp, făcea 90 de ani. A fost rectorul Institutului pentru Studii din București la București, perioada 50-53, și al doilea mandat 55-61.
Vă propun să avansăm puțin cu discuția noastră și să vedem ce s-a întâmplat în cei 24 de ani cât a stat pe meterezele finanțelor. Aici aș vrea să vă ajut puțin, extrăgând din memoriile domniei sale câteva din preocupări. Echilibru financiar, prioritatea zero, creșterea eficienței investițiilor, analiza pe bază de bilanță activități economico-financiare la nivel micro, mezo și macroeconomic la încheierea fiecărui an. Sunt contribuții importante. Domnule profesor, ați lucrat în finanță. Ați avut diverse caschete în finanță. Unul din miniștrii foarte apreciați de către domnul academician a fost domnul ministru Bizoli, care mi pare că a avut aceeași soartă și dânsul. A fost trimis tot în diplomație, la fel ca și domnul Iulian Văcărel. Aș vrea să rămânem puțin pe această perioadă de 24 de ani, ce sunt domeniul dumneavoastră, și aș vrea să transmitem telespectatorilor ce înseamnă să lucrezi, să dedici din viață aproape un sfert finanțelor. Să nu uităm un lucru, cât a fost la Ministerul Finanțelor, și sunt convins că veți confirma, dânsul a fost și cadrul didactic cumul la Academia de Științe Economice. Da, a ținut în mod deosebit să nu se rupă de activitatea de cercetare științifică și de activitatea didactică. Deci, în legătură cu perioada aceasta îndelungată din viață de 24 de ani pe care ați menționat-o la Ministerul Finanțelor, aș dori să subliniez aici câțiva din miniștrii cu care a colaborat, în primul rând cu Vijori Aurel, 11 ani, care a fost după aceea și închis o perioadă, cu Virgil Pârgu, cu Florea Dumitrescu, cu adjuncți, dintre care aș menționa activitatea deosebită pe care a desfășurat-o adjunctul Ion Craiu, director general și subordonați din cadrul Ministerului Finanțelor. În perioada 54-60 a lucrat ca economist de specialitate și cercetător științific, în 60-65 ca secretar general, adjunct al ministrului 65-70 și prim adjunct al ministrului 70-78. Toată această perioadă menționez că a fost și cadru didactic la facultate. Deci el, domnia sa, nu a acceptat să lucreze în Ministerul Finanțelor decât dacă îi se asigura cumulul cu învățământul superior. Și a fost cadru didactic și a lucrat alături de o echipă celebră și bine proporționată. Aici menționez pe șeful de catedră Milan Mircea Popovici, după aceea profesorul Iulian Bituleanu, profesorii care au mai contribuit prin... Și de ce nu și pe dumneavoastră a fost asistentul domnului profesor? Am fost să vorbim și despre... În această perioadă și am fost asistent la două discipline, dragi domnului profesor, finanțe capitaliste și finanțele României. Un concept... Finanțele capitaliste a fost un concept drag, domnului Așadar. Care aparține totuși, o care aparține, da? Ca disciplină. Da? Și dânsul considera că, deși suntem într-o economie, eram atunci într-o economie socialistă, trebuie să cunoaștem principiile de bază, mecanisme și instrumente de funcționare ale finanțelor din lumea vestică, din lumea occidentală. Și de aceea a introdus acest curs, care era foarte căutat de către studenți și mulți îl absorbeau cu drag. Acestea erau finanțe capitaliste, care ne dădeau noțiunile despre cum se judecă, cum se acționează, cum se iau deciziile în lumea capitalistă. Și celălalt era finanțele României, care ne puneau în temă cu activitatea de finanțe. Și dumneavoastră ați menționat aici câteva aspecte. Se mai referă la modul în care se făcea avizarea investițiilor, reașezarea periodică a prețurilor și regăsirea influențelor.
reevaluarea fondurilor fiind fixe și actualizarea normelor de amortizare, apoi coordonarea bugetului legat de planul financiar centralizat și de asigurarea unor echilibre atât în domeniul financiar, cât și de echilibru monetar și echilibru acesta valutar. Apoi menționăm că activitatea dânsului a fost permanent legată și de îndrumarea și îmbunătățirea, adaptarea legislației din domeniul acesta pe care l-am mai menționat, al asigurărilor de bunuri și persoane. Ați publicat lucrări în acest domeniu? Ați publicat lucrări. Domnule profesor, în anul 1900, în martie 78, domnul academician Iulian Văcărel a fost transferat la Ministerul Afacerilor Externe. Foarte pe scurt, vă rog să-mi dați voie să citesc cu o confesiune. Cei 8 ani petrecuți la Bruxelles pentru mine echivalează cu o perioadă de specializare pe probleme economice europene și mondiale, capitala Europei fiind un centru de observare a mecanismului de funcționare a comunităților economice europene și a instituțiilor care intrau în componența acestora. Am înțeles, pe baza propriei noastre experiențe, că relații viabile se pot stabili și între țări cu orânduiri sociale-economice diferite, dacă acestea sunt animate de interese comune și se bazează pe buna credință a părților. Și în confesiunile domniei sale, în final, pun o întrebare. Și v-aș ruga și pe dumneavoastră să reflectăm împreună, mai mult dumneavoastră, întrebarea, din vina cui am pierdut avantajele pe care le-am obținut cu atâta trudă în anii 70-80 ai secolului trecut în relațiile României cu comunitatea europeană? La această întrebare aș dori să plec de la partea de început a întrebării. Avantajul obținut în perioada 70-80. Domnul academician, sigur modest, ca în întreaga sa operă, nu spune că acest avantaj se datorează în mare măsură domniei sale și activității pe care a desfășurat-o la Bruxelles, de perfecționare a cadrului juridic, a relațiilor cu țările, atât a pieței comune, cât și asociației economice a liberului schimb. În afară de perfecționarea relațiilor, îmbunătățirea regimului de preferințe vamale generalizate și proceduri antidumping, apoi îmbunătățirea și eliminarea restricțiilor prin îmbunătățirea activității, să se elimine restricțiile vamale, tarifare și netarifare, care ca un stat membru atunci, pe vremea aceea, CAIR și al Tratatului de Varșovia, venea să îngrădească activitatea românească în perioada respectivă. Acesta este avantajul. Acum să vedem, eu consider că au existat mai mulți factori care s-au datorat orientării generale a activității economice în perioada respectivă. Mă întrerup numai puțin, rog regia folderul 10, diplomație, ca în timpul expunerii dumneavoastră, prezentării argumentelor pe care vă rog să ne oferiți în continuare, să vedem și câteva imagini din viața de diplomat. Vă rog. Deci rog, regia folderul 10, diplomație, derulați imaginele. Vă rog. Unul din factorii care au anihilat acest avantaj de care vorbește domnul academician sunt orientarea generală a politicii noastre externe, care nu totdeauna a fost cea mai favorabilă și n-a ținut seama de ce câștigaste domnul academician la Bruxelles. Slaba calitatea personalului diplomatic din multe țări din vremea aceea. Apoi nerespectarea unor angajamente sau modificări repetate și nejustificate în unele angajamente pe care țara noastră le luase anterior. Eu consider că acestea și alți factori de natură politico-economică au afectat avantajul câștigat cu atâta trudă de domnul academician și au dus practic la anihilarea acestea. Să mai urmărim câteva imagini din activitatea de diplomat. Domnul academician a fost diplomat tot timpul sau a fost mai diplomat după ce s-a întors de la Bruxelles, după opinia dumneavoastră? Știu că este foarte atent, foarte prudent, foarte meticulos. Și apropo de aceasta, ce alte calități mai apreciați la domnia sa și ce urăște dânsul în mod deosebit? Deci, pot să spun că latura diplomatică a domnului academician, așa consider eu, s-a conturat chiar înainte de
înainte de a pleca de Bruxelles, înainte de Bruxelles. Și aceasta a constat din tactul de care a dat dovadă pe tot parcursul activității, fie că era vorba de la de firma de conserve din Vălen de Munte, de care a spus fabrica de conserve, fabrica da? De conserve de care da? Fie de fost practicant, da? Da, fie că de activitatea din Ministerul Finanțelor, de activitatea după aceea de coordonarea diverselor comisii și de impunerea unor tactici și a decizii în cadrul activității financiare la nivelul întregii țări. Deci a avut o latură. Eu consider că prin trecerea la, la Bruxelles, aceste calități s-au cizelat, s-au perfecționat, s-au adâncit și, într-un fel, putem spune că s-au plasat într-un cadru internațional. Deci nu mai sunt calități diplomatice la nivel național, ci internațional. Putem să le vedem la un nivel internațional. Domnule profesor, ne apropiem de final. Da. Am lăsat la urmă cel mai important subiect. Cărțile domnului academician. Rog regia, folderul 11, și am fotografiat 12 coperți. O parte din cărțile domnului Star. O să le trecem în revistă, vă rog. Acolo unde doriți puteți face și o remarcă. Da? Rog să derulați aceste imagini, că unele poate nici nu mai necesită comentarii, iată finanțe publice, întrucât am vorbit despre opera domnului academician, atât ca unic autor, colaborator și nu doar atât. Iată și cărțile de asigurări, ați văzut cele 6 ediții ale finanțelor. Da. La intrarea în Academie, domnul academician, este vorba de anul 1994. În anul 1995, domnul academician a rostit discursul de recepție. Un discurs de recepție. Să ne amintim puțin despre acest discurs. Este bine sintetizat în această carte, Iulian Văcărel. Vă ascult. Acest discurs este discursul pentru a fi primit în Academie, practic. Acest discurs se intitulează cam astfel: economiști financiari, promotori și apărători ai interesului național. Deci vedeți odată atenția deosebită pe care o acordă interesul apărării interesului național românesc domnul academician pe toată opera asta și reflexiile atât de importante care le face la niște înaintași ai gândirii financiare românești și menționez de aici printre alții Nicolae Bălcescu, Gheorghe Bariț, Ion Ionescu de la Brat, Virgil Magiaru, Victor Slăvescu, Ion Răducanu, Gheorghe Tașcă, Vintilă Brătianu, Gromoslav Mladenaț, Victor Jinga, Leonida Colescu, Gheorghe Zane. Mai recent, menționăm pe Costin Chirițescu și Nicolae Ne Constantinescu, cunoscut sub numele de Nene Constantinescu. În afară de această pleiadă și ultimii doi fiind și contemporani cu academicianul, menționez și faptul că la acel tratat de finanțe publice care apare foarte recent în România, dânsul a antrenat niște discipoli dintre, de marcă, dintre economiștii români, pe Florin Georgescu, pe Gabriela Anghelache, pe Gheorghe Bistricianu,
Tatiana Moșteanu, Florin Bercea. Deci grija permanentă ca acești discipoli pe care i-a avut și asistenți sau colaboratori la catedră să în permanentă se împingă spre cercetare, spre noi orizonturi în, pe linia aprofundării științei finanțelor publice românești. Domnule profesor, am ajuns la finalul emisiunii. Ne despărțim nu înainte de a vă ruga să transmiteți ceva atât domnului academician Ilian Văcărel, care din motive obiective nu a putut să se deplaseze la noi în studio, cât și celor care ne privesc. Vă rog. Mi-a făcut o deosebită plăcere pentru această grijă a domnului prorector Dumitrașcu Liviu de a menționa întreaga activitate pe care a desfășurat-o cu multiple, cu complexele laturi ale domnului academician Iulian Văcărel. Aceasta este, îmi dă un sentiment de înălțare sufletească și îi voi transmite acesta și este o meritată răsplată pentru strădania îndelungată a domnului profesor, care în curând, deci pe 15 noiembrie, aniversează 83 de ani de la nașterea dumneavoastră și este o bine meritată răsplată care se datorează colaboratorilor din cadrul județului Dânsu, din cadrul județului Prahova. Și noi suntem, vă mulțumesc pentru aceste cuvinte măgulitoare, să-i urăm în continuare o viață lungă, ne bucurăm că din studioul nostru, Alfa TV, am putut, pentru cei care ne-au urmărit și poate cei care urmează să ne privească, să transmitem o parte sau un fragment din complexa activitate a domnului academician Iulian Văcărel.